Medicii au descoperit problema în această dimineață, atunci când au ajuns la cabinete. Situația a creat probleme, deoarece de la 1 septembrie nicio consultație nu este plătită în lipsa cardului de sănătate. Am avut o problemă cu sistemul unic integrat, pe modulul de accesare sistem card, începând cu ora 6:55 astăzi. Putem să spunem că la nivelul județului Maramureș nu am avut probleme cu furnizorii de servicii medicale, deoarece au existat o legătură și cu, în permanență, s-a comunicat telefonic cu alta și care au înțeles că este o problemă de moment. Într-adevăr, la orele amiezii, defecțiunea a fost remediată. Claudia Ganea, purtător de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș, a mai informat că nu s-a înregistrat nicio reclamație din partea asiguraților, ca urmare a problemelor apărute la sistemul informatic al cardurilor de sănătate. Mai mult, ea susține că n-au fost pacienți care să nu fi beneficiat de servicii medicale. N-au fost pacienți care n-au beneficiat, deoarece a existat o colaborare strânsă între furnizorii de servicii medicale și Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, asigurând consultanță și îndrumând furnizorii de servicii medicale cum pot să procedeze ca să acorde serviciile medicale asiguraților. Reprezentanții CNAS au declarat că a fost prevăzută o astfel de situație și că furnizorii de servicii medicale trebuie să urmeze o procedură specifică atunci când sistemul nu funcționează. Este vorba de înregistrarea offline care amprentează cardurile, astfel că pacienții pot beneficia de servicii medicale. De precizat că au mai fost momente în care s-a întâmplat ca softul să nu funcționeze așa cum ar trebui, însă a fost vorba de viteze mici de procesare a datelor, nu de o blocare completă a sistemului.